O nouă forță politică s-a născut acum. România blendatoare. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la Farfuria lui Exarhu, adică a mea astăzi. Vorbim despre Italia, sărbătorim bucătăria asta italiană, atât de simplă, atât de bună. Uneori poți să mănânci cu tot cu umplutura, alteori mănânci doar umplutura, este o esență a vieții. Așa că imaginați-vă că mâncați niște tortellini fără învelișul de pastă. Ăștia sunt acești gnocchi, gnocchi care nu se văd, se uită, dar ăștia nu se uită niciodată. Gnocchi de spanac și ricota și parmezan și un sos foarte bun de roșii. Rămâneți cu mine și o să plescăiți, nu românește, ci în italiană, limba strămoșilor noștri. Începem să lucrăm la sos. Asta e partea cea mai complicată și asta ia cel mai mult timp. Niște unt, punem și un pic de ulei, avem țelină, ceapă, morcovi. Chestia cu sosul ăsta e că trebuie să stea foarte mult timp la foc foarte mic, că altfel nu iese bine. Începem cu ceapa. Legumele sunt tăiate grosier, că nu lucrăm pe finețe și oricum blendăm totul la final, deci important e să le vedem lucrând împreună. După cum vedeți, ceapa a făcut așa, morcovi, țelină. La noi în România, ca să prăjești ceapă, e simplu, pentru că, în primul rând, transmis prin asta comunității tale că ești acasă. Avem aceste roșii pelate. Mai încercăm un praf de sare, niște piper. Da, oricum, mai rezolvăm noi și la final gustul. Punem și roșiile. Bune, dar sunt nesărate. Capac și foc mic, cam 50 de minute. Și începem să lucrăm puțin la proiectul numit gnocchi, care înseamnă o tigaie încinsă, niște spanac congelat, actualmente decongelat. Punem cam 300 de grame, așa. Ideea este că trebuie să-l ajutăm să piardă apă și să-l și gătim în același timp. Nu-i facem nimic, nu ulei, nu nimic, doar niște sare și niște piper, un strop de suc de lămâie. Amestecăm tot timpul, mai ales avem grijă să-l întindem ca apa să se poată evapora cum se cade. Așa arată spanacul după ce a fost gătit. Trebuie niște ceapă, un pic de unt, un pic de ulei și gata. Mărunțim un pic prosciutto. De asta nu ne grăbim foarte, foarte mult cu sarea, pentru că aici avem foarte multă sare. Da? Și atunci toată compoziția riscă să devină mult prea agresivă. Și acum, cât s-a înmuia ceapa, aruncăm și prosciutto aici. Nu le prăjim, le colorăm. Focul trebuie să fie liniștit, cam cum suntem noi după ce mâncăm gnocchi. Am aranjat asta ca un bătuț aici, ca un așternut. Și punem spanacul deasupra. Bun, nu zic bun, excelenți, hai! În fine, așteptăm puțin, se răcește, după care începem să modelăm, fierbem, facem sos, avem valoare, avem tot ce ne trebuie. Și vedeam după la publicitate. Și gata. Începem să facem realmente niște gnocchi. Asta e compoziția de spanac și prosciutto răcită, bine, de cum se vede. Și aș integra întâi ricotta. În sensul că amestecăm, asta înseamnă că integrăm, dar sună ceva mai special. Ca și cum mai munci. Și acum făina, puțin câte puțin. Dar vedeți că deja capătă o structură ca de pastă. Eu aș da drumul acum la niște nucșoare, ca să fim siguri, că nu încercați niciodată să dați nucșoare pe răzătoarea mare, doar ca sfat așa. Practic, nucșoarea se întoarce la farfuria lui Exarhu. Știți că într-o vreme am făcut puțin abuz de nucșoară, dar e spre binele vostru, să știți. Și acum, ca la orice formulă de paste, cum se cade, galbenușuri. Și acum, exact cum spun muncitorii ăștia din construcții, o lăsăm puțin să-și tragă ea. Și dacă ați auzit vreodată această expresie, dacă va lucra cineva acasă,
Dar e foarte important când vorbești despre țiment, de exemplu, sau orice compoziție din asta de praful și apă, să-și tragă el. Deci îl lăsăm pe gnocchi să-și tragă el și între timp mă duc să văd ce face omul meu care îmi fierbe apă. Am om special care am externalizat chestia asta, nu mă mai ocup eu acum de apă. Fierbe el pentru mine și e foarte bine așa, sunt foarte mulțumit. Am schimbat o mulțime, habar n-aveau. Ăsta fierbe apa ca nimeni altul. Așa că ne întoarcem imediat să vedeți o probă de apă fiartă exact ca în Italia. Așadar, ne apucăm să facem gnocchi. La modul ăsta, începem, o să ne mânjim puțin. Acum, cât fierbe apa asta din Italia, adusă de departe, o să facem sosul. Va veni o vreme când în blocurile din România asta se va auzi dimineața. Și nu bor mașina aia nenorocită. Pasionații de gastronomie vor prelua puterea în România anilor ce vor veni. O nouă forță politică s-a născut acum. România blendatoare. Punem la loc. Nu? Cine a blendat să pună la loc. Exact așa se spunea. A căpătat o altă consistență. Nu trebuie să stea mult pe foc din momentul ăsta, cam un minut. Îl dau o dată în clocot și cam asta e tot. Dar vedeți că e foarte mătăsos și foarte frumos. Are și culoarea asta superbă. Și ne apucăm să ferbem gnocchi. Cam așa. Mult mai bine este să lăsați compoziția asta un pic la rece, se și taie mai ușor. Rugau și ei o formă ceva mai previzibilă. Hey, și începem să chiar să-i fierbem. Nu punem mulți deodată, e foarte important. Îi punem și separat. Încă nu se văd, o să se ridice la suprafață. Când sunt gata. Și între timp ne pregătim ieșirea. Vedeți, acum sunt toți la suprafață, semn că au fiert. Și-au schimbat un pic și forma. Uite-i. Dar sunt fermi. Peste asta putem să mai punem un pic de sos, dacă vrem. Un pic de parmezan. Și pot deja să plece la masă. Asta ar fi o variantă în care punem o găletușă de haleală pe masă, lumea și ea și mănâncă. Da? Dar avem și varianta mai finuță, care facem chiar o farfurie. Și uite, facem o farfurie frumoasă. E toată lumea mulțumită. Un pic de ulei de măsline și cam asta ar fi farfuria, gnocchi de spanac și ricotta, cu un pic de parmezan, cu un sos bun de roșii și ce mai vreți voi. Bon appetito, ci vediamo, cari amici de la gastronomia!